pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, începe Fără Prejudecăți la Televiziunea Română. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă reamintesc că emisiunea noastră este interpretată și în limbaj mimico-gestual, asta pentru ca mesajul nostru să ajungă și la persoanele cu deficiențe de auz. În același timp, o variantă accesibilizată pentru nevăzători se regăsește pe platforma Mixcloud. Convenția ONU, Convenția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, a apărut în urmă cu 15 ani, a fost între timp ratificată și de către România. Ea schimbă cumva întreaga optică asupra dizabilității, o centrare de pe modelul vechi, modelul medical al dizabilității, pe o abordare legată de drepturile persoanelor cu nevoi speciale. Prea puțin cunoscut acest document în țara noastră, prea puțin implementat. Discutăm despre astfel de măsuri menite să reducă marginalizarea, discriminarea persoanelor cu dizabilități. Cu primul meu invitat de astăzi este vorba despre domnul Dragoș Puslaru, membru al Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi, domnule Puslaru. În același timp aș porni discuția cu dumneavoastră exact de la această inițiativă pe care ați pornit-o de curând, care vizează această zonă a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Bună ziua, mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar mă bucur că discutăm despre o temă atât de importantă pentru Europa și pentru societatea românească în același timp. Le spuneam telespectatorilor noștri despre faptul că ați luat această poziție, sunteți co-inițiator al acestui set, să-i spunem așa, de măsuri, de prevederi. Vreau să ne dați detalii despre ce este vorba, cum le-ați imaginat, cum pot ele concret să schimbe viața persoanelor cu dizabilități și în țara noastră. Da, în calitatea pe care o am de coordonator al grupului Renew Europe, al treilea grup ca mărime din Parlamentul European și coordonator în Comisia de Muncă și Afaceri Sociale, a fost pentru noi foarte important să dăm un semnal puternic cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, la ideea de acces și oportunitate pentru persoanele cu dizabilități. Există încă prejudecăți, există discriminare, există efecte, mai ales acum pe vremea pandemiei, care sunt mult mai puternice efectele negative asupra celor care se află în vulnerabilitate, cum sunt persoanele cu dizabilități. Și atunci era important și înainte de pandemie, cu atât mai important acum, să putem arăta că ne pasă și că luptăm pentru o Europa în care toată lumea să aibă acces la o viață independentă. În grupul Renew Europe am adoptat un document de poziție cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și ne-am luat un angajament ca pe parcursul întregului mandat de europarlamentar să putem, alături de toți colegii din grupul Renew, să ne uităm nu doar la dosare legislative care se referă la persoanele cu dizabilități, ci la toate dosarele care se adoptă în toată legislația ca principiu orizontal, să luăm în calcul principiul, acest aspect al incluziunii persoanelor cu dizabilități. În același timp, în Parlamentul European a fost creat un intergrup care e orizontal și traversează toate grupurile politice, un intergrup pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din care fac parte și care are ca scop exact noua strategie europeană pentru persoane cu dizabilități și modul în care alocăm resurse pentru acces și oportunitate. Și asta este cadrul general, strategic, dacă vreți. Cu cât mergem însă mai aprofundat, ne dăm seama care sunt implicațiile directe pentru acest lucru. Și avem, deci, pe de o parte ați menționat Convenția Națiunilor Unite și cred că acela a fost un reper foarte important la nivel global, dar la nivel european, după ce convenția a fost adoptată și a fost ratificată de toate statele membre în Uniunea Europeană, a apărut strategia 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități, iar acum, în 2021, suntem exact în momentul în care discutăm de noua strategie pentru următorii 10 ani, 2020-2030. Și aici avem o serie întreagă de măsuri care sperăm să schimbe viața în bine a persoanelor cu dizabilități, fie că discutăm de acces și oportunități care țin de viața de zi cu zi, cum ar fi mobilitate, servicii de mobilitate, de infrastructură, de acces la administrație publică, fie că discutăm de niște lucruri care sunt cruciale și pe termen lung, cum ar fi accesul la educație și evitarea discriminării aici, accesul la viața culturală, accesul
la tot ceea ce înseamnă servicii sociale și asistența de care aceste persoane au nevoie, inclusiv serviciile medicale de care au nevoie. Deci sunt mai multe șantiere în paralel sub această cupolă a unei noi strategii despre care se vorbește acum la nivel european și la care am contribuit și noi printr-o rezoluție în Parlamentul European anul trecut, referitor exact la această strategie post-2020 pentru persoanele cu dizabilități. Ați pomenit un aspect extrem de important și aș vrea să intrăm puțin în detalii. Iată, persoanele cu dizabilități în pandemie, persoanele cu dizabilități, și am văzut asta de multe ori, sunt în societate, dar adesea nu fac parte din ea. Și aici au fost extrem de multe probleme, începând de la testare, mai ales atunci când vorbim despre cei care, din păcate, încă mai trăiesc în România în centrele rezidențiale. Au fost probleme legate de terapii, de accesul la terapie. Au fost foarte multe familii ale unor persoane cu dizabilități care ne-au scris în această perioadă pandemică, în acest an, și care ne-au spus autoritățile, parcă statul român a uitat pur și simplu de noi. Eram marginalizați, eram discriminați, întâmpinam multe probleme și bariere. Acum a venit pandemia, suntem cu totul șterși de pe harta de priorități sau de măsuri? Da, este drept că pandemia nu a făcut decât să scoată în evidență niște disfuncționalități în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Aș vrea doar să subliniez câteva lucruri care sunt importante ca să înțelegem cam care sunt lucrurile generale care sunt puse pe masă de organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități și de persoanele cu dizabilități în general. Persoanele cu dizabilități nu se așteaptă de la stat să le dea ceva sau cumva să îi trateze cu milă. Da? Deci nu asta este ceea ce se așteaptă o persoană cu dizabilități, să vadă în ochii celorlalți din jurul lui mila pentru situația în care se află. Nu? Asta este chiar jignitor, e cumva discriminatoriu. Da? Ceea ce se așteaptă persoanele cu dizabilități este ca drepturile lor, care sunt consacrate în legislația europeană, să fie respectate. Să fie respectate. Și asta înseamnă că, practic, noi ar trebui ca de fiecare dată când legiferăm, inclusiv modul în care discutăm de centrele de vaccinare, a fost mai devreme, au fost mai multe runde de alegeri, au fost o serie întreagă de măsuri în domeniul social, educațional, de sănătate. Deci ar trebui cumva să ne gândim, plecând de la acest principiu, că ar trebui, în primul rând, să avem persoanele cu dizabilități și accesibilitatea acestora. Și aici mai este încă un principiu, apropo de Convenția Națiunilor Unite, principiul care e foarte important spune așa: nimic despre noi fără noi. Cu alte cuvinte, așteptarea persoanelor cu dizabilități este ca măcar să fie invitate și consultate atunci când este vorba despre ceva care îi privește. Și asta mi se pare foarte important. Acum, ca să discutăm mai precis legat de pandemie. Au fost mai multe tipuri de lovituri dure care au fost văzute în zona persoanelor cu dizabilități. În primul rând, a fost zona de instituții, care centre pentru persoane cu dizabilități și zona aceasta de cadru instituționalizat. Acest cadru instituționalizat a fost lovit puternic. Știm foarte bine că centrele de vârstnici și mai ales în zona dizabilităților neuropsihice, acolo unde lucrurile sunt complicate din perspectiva grijii pe care trebuie să o oferi și asistență, au devenit focare COVID-19 și acolo a fost o problemă care e legată pe de o parte de faptul că România încă n-a reușit să împingă dezinstituționalizarea și accesibilizarea serviciilor astfel încât persoanele cu dizabilități să poată să fie ajutate mai degrabă în comunitate decât trimise undeva într-un cadru instituționalizat. Deci asta e o primă problemă. A doua problemă majoră a fost legată de zona aceasta de mobilitate efectivă, deci cu partea de lockdown, deci de carantină, a însemnat automat că sprijinul pe care persoanele cu dizabilități trebuie să-l primească ar fi trebuit să se manifeste în o suplimentare a asistenților personali, o suplimentare a sprijinului de care aceștia au nevoie, pentru că evident le-a fost cu atât mai dificil să se deplaseze. Ori noi avem încă o carență majoră cu privire la plățile și modalitatea de sprijin a asistenților personali și asta este o chestiune care trenează de mulți ani de zile, inclusiv în 2016, când am avut privilegiul să fiu ministru muncii, am avut această situație și știu cât de importante sunt persoanele acestea, asistenții personali, pentru persoanele cu dizabilități. Și un al treilea exemplu pe care aș vrea să-l dau este cel în domeniul educației.
Gândiți-vă că eu am, de exemplu, 4 copii și mie mi-a fost greu în această perioadă în ceea ce privește modul în care școala online se desfășoară și grija pe care trebuie să o ai pentru copii în această perioadă. Gândiți-vă la copiii care au dizabilități, că discutăm aici de dizabilități care sunt locomotorii, asta e chestiune de deplasare, dar gândiți-vă la cei care sunt, de exemplu, cu tulburări cu spectru autist sau alte tipuri de situații, care nu au mai putut să beneficieze de sprijinul pe care ar trebui să-l primească. Deci astea 3 cazuri pe care vi le-am dat și care cumva aș dori tare mult să fie în atenția noastră în viitor. Legat și foarte important acest aspect de ceea ce ați precizat puțin mai devreme, momentul în care erați ministru muncii și al protecției sociale, mi-aduc și acum aminte momentul în care ați ieșit public, ați apărut la televizor și ați spus: centrele rezidențiale ale României sunt locuri în care se petrec abuzuri, prostituție, traficare. Cred că ați fost primul, dacă nu chiar singurul, din reprezentanții autorităților care a spus cu subiect și predicat ceea ce multă lume dintre noi, cei care lucrăm în acest domeniu sau suntem aproape de acest domeniu, știam, dar niciodată nu se spuneau astfel de lucruri. Ne puteți da, nu știu, imaginea, dimensiunea faptelor, evenimentelor, o hartă, o situație, pentru că, evident, ați obținut în acel moment informații, nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Iată, dezinstituționalizarea încă nu e realizată în România și o comparație pe care o folosesc adesea, ceea ce Statele Unite a început în anii 70-80, în România nu se întâmplă nici în 2020-2021. Da, în 2016 au existat mai multe lucruri pe care le-am făcut, dar pe vremea respectivă nu eram atât de conștient de importanța comunicării. Acum văd cu totul alt ochi partea asta. Cumva, ceea ce este important e că primii pași importanți pe care au fost luați în vederea dezinstituționalizării au fost luate au fost luați chiar în 2016. Au fost 2 hotărâri de guvern prin care am modificat legislația și acest proces de tranziție spre viață independentă a persoanelor cu dizabilități din România. Am adoptat o strategie atunci care se intitula chiar o societate fără bariere pentru persoane cu dizabilități 2016-2020 și am avut atunci un program de interes național, PIN, așa cum se prescurtează acronimul, care era bazat exact pe înființarea de servicii sociale de tip centre de zi și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități. Adică centre comunitare, nu-i așa? Exact. Servicii care să fie prezente în comunitate și care să-i scoată pe acești oameni din instituțiile mamut. Îmi e greu, domnule Păslaru, dar trebuie să spun acest lucru. E aberant faptul că în aceste zile vorbim despre un focar de coronavirus la Sasca Mică, în condițiile în care Sasca Mică este o instituție rezidențială cu 400 de beneficiari. Cum e posibil așa ceva? Îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar consider relevant această informație. Vă înțeleg indignarea și încă o dată, dacă ar fi o situație izolată, am putea să zicem măcar că ne concentrăm aici, dar din înțelegerea mea, aceste focare COVID au fost mult mai multe. E adevărat că nu vizează doar persoanele cu dizabilități, ci vizează în general căminele de vârstnici, iar acolo unde există suprapunere între vârstnici și persoane cu dizabilități, evident, situația este și mai rea. Exemplul pe care l-ați dat este concludent însă. Deci problema, în fine, a mai fost regăsită și în alte state membre, deci aici nu aș vrea să ne considerăm într-o situație excepțională, dar faptul că noi din 2016 ne-am propus practic să împingem foarte puternic dezinstituționalizarea și am alocat și bani cel puțin în 2016 pentru asta și acum ne regăsim într-o situație aproape similară cu cea de în urmă cu 4 ani, este într-adevăr un lucru care nu ne face cinste ca societate. Aici nu discut, nu vreau să politizez în niciun fel lucrurile. Ce aș vrea însă să scot în evidență, pentru că m-am ocupat și de lucrul acesta ca raportor de data asta în Comisia de Economie, de acest plan de redresare la nivel european, unde, sau mecanismul de redresare și reziliență, cum se spune, iar acum, în Planul Național de Redresare și Reziliență, practic, România poate să aloce acele resurse financiare care i-au lipsit în trecut, tocmai pe partea de social. Și m-am luptat să existe un pilon pe partea de social,
care acum trebuie practic reconstruit în planul național, pentru că el nu figurase în versiunea sa inițială din decembrie. Și iată că am avea resursele pentru acest tip de construcții, dacă discutăm de construcții fizice și de servicii sociale. Asta mi se pare foarte, foarte relevant, că cumva suntem după un ciclu, 2016, acum 2020-2021, dar acum chiar avem resursele respective și pentru următorii 6 ani până în 2026 am avea aceste fonduri europene, avem prioritățile europene pentru care am luptat și care sunt acum clare, avem recomandările de țară în semestrul european care spun României că trebuie să aibă grijă de accesul și oportunitatea pentru persoanele cu dizabilități, deci n-ar trebui să ne mai împiedice nimic ca să putem într-adevăr să și implementăm politica asta care așteaptă de mult prea mult timp. V-aș ruga foarte mult să ne explicați o chestiune pe care nu înțeleg și poate vedem cum ar putea ca astfel de lucruri să fie schimbate. Așadar, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, un for de cel mai înalt nivel care poate să traseze, doamnelor, domnilor, politici legislative, nu-i așa? Pe de altă parte, la nivel județean avem DGASPC-urile, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care sunt sub Consiliul Județean. Adesea, acțiuni, hotărâri din minister sunt frânate, sunt blocate dacă în teritoriu, într-un anume județ, Consiliul acela județean are o altă culoare politică. E firesc să fie așa? E firesc ca de la minister o persoană de acolo să nu aibă pârghiile necesare prin care deciziile să străbată până la firul ierbii? Cum s-ar putea schimba aceste lucruri? Pentru că știu că au fost probleme și din acest punct de vedere. Da, ei bine, sunt mai multe modele în diverse state membre ale Uniunii Europene de unde ne putem inspira. La noi avem oarecum încercarea de a aplica principiul subsidiarității astfel încât la nivel județean cumva să existe această aplicare din partea Consiliului Județene și mai avem după aceea subsidiar și spasurile sau DAS-urile, serviciile și direcțiile de asistență locală din primărie. La nivel de primărie. Iar la nivel național, Ministerul Muncii are coordonarea aceasta de politică publică chiar în minister și bineînțeles că mai există și pentru dizabilități o agenție națională era de sine stătătoare înainte, acum în ultimul guvern a fost cuplată cu cea de copii. Dar ceea ce este important este așa. Pe de o parte discutăm de o reformă a serviciilor sociale în România care să fie centrate mai degrabă pe servicii comunitare integrate, pe ideea de management de caz, cumva de a evita politica de siloz, adică educația cu problemele ei, sănătatea cu ale ei, zona de muncă cu ale ei și în cele din urmă, bineînțeles, asistența socială separat. Și asta practic din 2016 am pus pe masă, a fost un proiect pilot, s-a derulat între timp și acum, iată, și asta este o reformă importantă care poate fi dusă inclusiv cu reașezarea rolurilor în acest cadru național pe diverse nivele teritoriale. Dar altceva aș vrea să spun acum. Dacă stăm să așteptăm reforma serviciilor sociale, am pierde poate niște oportunități mai rapide. Adică în 2016 vă dădeam exemplu acel program de interes național, unde ministerul practic spunea că pentru toate entitățile care vor să se înscrie și să producă niște reforme legate de dezinstituționalizare, exista o sumă de bani care se putea aloca. Părerea mea este că și acum în interacțiunea între ministerul noul Minister al Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Muncii, poate să apară această definire de agendă cu privire la dezinstituționalizare și stabilirea unor proiecte care să împingă reforma în această direcție, în paralel cu reforma serviciilor sociale și cu rezolvarea acestor probleme de competență pe care le avem. Ce ați spus însă este foarte important de înțeles, pentru că, într-adevăr, DGASPC-urile la nivel județean sunt un fel de struțocămilă. Conform legii asistenței sociale, ele ar trebui, de fapt, să organizeze mai degrabă contractarea de servicii, adică cumva să se uite la o piață de servicii în care ai prestatori publici și prestatori privați, deci spuneam direcțiile sau serviciile de asistență socială la nivel local și respectiv ONG-urile, societatea civilă care are acțiuni în această zonă de asistență socială. E, și ce se întâmplă, DGASPC-urile în același timp și centrează și dau cu capul, adică
în anumite zone, cum sunt aceste instituții rezidențiale, ei și teoretic contractează, dar se contractează pe ele însele. Și aici se pune problema în modul următor. Și cu alte cuvinte, nu? Ca să spunem cu subiect și predicat, adesea parcă cumva împiedică ONG-urile să aibă parte de astfel de finanțări pentru a organiza servicii. Exact. Adică, acum eu nu vreau să spun că e rea voință, dar ca motivație, deci dacă stăm să ne uităm la motivație, practic, deja SPC-urile sunt în situația să își desfințeze o parte din activitate. Adică dezinstituționalizarea pentru deja SPC-uri înseamnă într-o anumită măsură să aibă mai puțin personal, mai puțin bani pe care să-i folosească direct. Și asta, evident, dacă o privim într-o logică instituțională, există aici o școală întreagă de economie care se numește Public Choice și care îți arată că chiar dacă, să zicem, mai avea îngeri în slujba unei instituții publice, tentația este tot să-ți crești activitatea, nu să-ți o descrești. Gândiți-vă, vă dau o comparație cu Avasul, Agenția pentru Valorificarea Activităților Statului, care trebuia să se desfințeze pe măsură ce privatizările erau făcute. Cam aici e și logica legată de DGSPC-uri. Mie mi se pare că voința politică ar trebui să fie mult mai bine așezată, astfel încât să existe practic niște motivații pozitive și pentru DGSPC-uri să își reducă activitatea. Pentru că altfel e foarte complicat să ieși dintr-o astfel de ecuație. Practic, dacă vă uitați în bugetele unor consilii județene, partea aceasta de asistență socială este poate cea mai importantă parte sau vine peste o treime din finanțarea pe care județul o obține. Și este dificil să convingi un județ că ar trebui să-și diminueze puterea aceasta de influență și prin numărul de salariați pe care are și sumele de bani pe care le distribuie. Da, deci cu alte cuvinte, ăsta e cumva, asta e zestrea noastră, nu? Ăsta e găzdușagul nostru și nu suntem dispuși să lăsăm, să cumva tăiem din toate proprietățile, serviciile și așa mai departe pe care le administrăm. Dar foarte interesant, această idee am regăsit-o și la firul ierbii, în momentul în care în anumite vizite de monitorizare împreună cu Centrul de Resurse Juridice sau alți parteneri am fost în astfel de servicii rezidențiale. Asta spun și oamenii de acolo. Dacă se vor desfința aceste instituții, mamut, fie vorba între noi, în multe situații, rămânem fără joburi. Dar oamenii aceștia nu sunt conștienți sau nu le-a explicat nimeni despre faptul că în locul lor vor fi înființate servicii în comunitate, centre de tip Respiro, servicii de educație. Ar trebui, de fapt, înființate servicii de educație pentru adulții cu dizabilități, nu, care se pregătească în accesarea unui loc de muncă, în locuire independentă, spre exemplu, și așa mai departe. Practic, eu nu cred că oamenii ăștia rămâne fără joburi, dar ei nu știu lucrurile astea, nu li se spune. În România există, aș îndrăzni să spun, o mare problemă de a găsi persoane care să poată lucra în domeniul acesta al îngrijirii, al asistenței personale. Deci, din contră, piața muncii, cel puțin pe domeniul acesta, ne arată că nu găsim oamenii aceia pregătiți. Deci eu nu cred că problema sau temerea ar trebui să fie în acest sens. Eu cred în ideea aceasta de a exista o piață de servicii sociale și văd într-adevăr, trebuie să recunosc asta, că rolul legat de unde ar trebui să se întâmple aceste servicii îl văd mai degrabă în local. Pentru că, apropo de principiul de subsidiaritate, îți pasă de cineva din comunitatea ta dacă îl cunoști cumva, dacă e cumva din comunitatea ta. Și de asta mi se pare foarte important să existe aceste centre comunitare, centre de servicii integrate, participarea atât a ONG-urilor cât și acolo unde primăriile decid să-și internalizeze o parte din activități. Aici nu am o preconcepție. Există modele de bune practici și în serviciile publice și, bineînțeles, foarte des în serviciile private. Dar ideea aceea de la nivel județean, în care cumva e o instituție mamut, în care intră lume de peste oriunde poate și nu ai de fapt o legătură directă cu administrația locală și cumva e un nivel între nivelul de politică națională și nivelul local care ar trebui să fie cu, repet, cu sentimentul acesta că îți pasă de ce se întâmplă cu concetățenii tăi, aici este o ruptură. Deci eu aș vedea mai degrabă rolul județului ca un rol de contractare, centre de achiziții, asigurarea serviciilor sociale, asigurarea finanțării pentru asistenții personali și așa mai departe. Deci o structură de ghidaj și de
punere în practică a politicii publice naționale, iar la nivel local aș vedea implementarea. Nu văd de ce la nivel județean am mai avea implementare de servicii sociale în acest mod, în concurență cu serviciile locale și cu piața privată. Deci aici este într-adevăr o zonă pe care unde cred că suntem destul de aliniați din ce v-am auzit comentând și care cred că e cerută și așteptată de foarte multă lume. Da, e grăitoare practic și situația întâmplată chiar săptămâna trecută în care Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție semnalează prezența unor fonduri care ar putea să fie folosite înspre înființarea centrelor de tip Respiro. Ce răspund majoritatea DGASPC-urilor din țară? Nu am identificat la nivelul județului nostru nevoia. Adică toți părinții aceia care și nouă la emisiune, în repetate rânduri și pe alte căi transmit că sunt epuizați, că sunt în depresie, că au nevoie de respiro, exact așa cum îi și spune numele, dintr-o dată au dispărut și nu mai cer cum ar veni autorităților niciun fel de astfel de serviciu. E scris, domnule Păslaru, negru pe alb în răspunsul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului acest enunț către ANPDCA. Așa cum vă puteți imagina, am urmărit acest lucru și am văzut chiar și pe rețelele sociale cum președinta autorității practic ajungea aproape să se roage de exact. Instituțiile județene să vină și să folosească acești bani. Eu mi-aduc aminte, similar a fost și când am avut acest program în 2016. Repet, e nevoie de o aliniere de priorități și de voință politică la nivel național. Mie mi se pare că această temă legată de persoanele cu dizabilități este încă tratată marginal în societatea românească. Din când în când mai apar persoane vocale sau grupuri, organizații care reușesc să ridice subiectul. Dar eu nu cred că încă conștientizăm cât de important este acest lucru. Și nefericirea este, din punctul meu de vedere, și marea greșeală de politică publică este că dezbaterea s-a concentrat mai degrabă pe ceea ce aveți și dumneavoastră pe ecran acum, pe sumele pe care ar trebui să le alocăm. Pe beneficii, nu pe servicii. Exact, pe beneficii, nu pe servicii. Or, exact aici este problema, pentru că pentru restul societății pare că bifează undeva în mintea lor că dacă cumva plătesc taxe la stat, statul dă niște bani mai departe și cumva moral fiecare dintre noi ne-am făcut datoria. Și din punctul meu de vedere, partea aceasta de beneficii, tot ce face este să țină într-un fel de supraviețuire, și aici e important de înțeles, deci nu sunt împotriva beneficiilor, din contră, cred că acești bani în multe cazuri păstrează în supraviețuire, efectiv de la o zi la alta, persoanele cu dizabilități sau familiile unde sunt persoane cu dizabilități, dar în niciun caz nu rezolvă problema. Deci nu este exact ceea ce spuneam și la nivel european. Accentul la nivel european este pe ideea de viață independentă, pe ideea de a nu menține oamenii exact într-un fel de sindrom Stockholm dependenți de stat, ci a le da posibilitatea de a se integra în societate. Cu alte cuvinte, orice fel de intervenție pe care statul ar trebui să o aibă în domeniul persoanelor cu dizabilități ar trebui să fie astfel încât persoana respectivă să poată pe compropriu să aibă acces la educație, să poată călători în oraș, să poată interacționa cu administrația publică, să poată într-adevăr să aibă o viață cât mai plină cu putință și să fie integrat în societate. Și asta ne scapă încă în România ca și strategie. Și aș vrea să mai adaug un lucru, ca să vă dau un exemplu. În Franța, de exemplu, există această... Îmi cer scuze, sunt în Parlamentul European și aici este chestiunea de eficiență energetică și e cu senzor. Deci dacă nu mă mișc prea tare, mi se taie lumina. Revin. În Franța, de exemplu, președintele Macron, ca parte a campaniei electorale, a avut această idee de a insista foarte mult pe ceea ce se numesc tehnologiile asistive, sau mai bine zis pe inovarea exact și tehnologia pentru ca persoanele cu dizabilități să se integreze în societate. Și asta este ceva ce și noi în grupul Renew Europe am preluat acum și m-aș bucura să vedem și în România cât mai bine implementat, și anume există în acest moment tehnologie asistive inovative pentru nevăzători, există pentru persoanele cu dizabilitate auditivă, există pentru utilizatorii de fotolii rulante și cei cu probleme locomotorii. Exact, și într-adevăr, poate costă un pic mai mult, poate casa de asigurări de sănătate ar avea o mică problemă uitându-se la acest cost, dar având în vedere că tu recuperezi o persoană
practic, nu știu, până la 80-90% integrând-o în societate sau dându-i posibilitatea să nu mai fie dependentă de un ajutor imediat, asta mi se pare că este extrem de valoros. Și de fapt, dumneavoastră vorbiți despre un model economic care presupune reduceri de costuri pe termen lung. Exact, exact. Dacă lumea ar înțelege că astea nu sunt cheltuieli sociale, ci sunt investiții sociale, ar fi fabulos. Și asta e o problemă și la nivel european încă mai trebuie să am discuții cu mulți dintre colegi și în Parlamentul European să facem diferența între ceea ce înseamnă cheltuială socială, beneficii sociale și investiții sociale, cele care de fapt îți reduc factura societății în viitor și îți creează foarte multe beneficii palpabile, monetizabile de fapt în societate care se pot îndrepta spre alte lucruri. Și tehnologia a evoluat extraordinar. În România avem startup-uri inovative, avem antreprenori, avem o parte de digital foarte dezvoltată care ar putea practic să ajute enorm integrarea în societatea a persoanelor cu dizabilități și pe partea de educație și pe loc de muncă și în general pe participarea în societate. Suntem pe finalul intervenției noastre și vă mai repet doar câteva minute pentru că îmi doresc foarte mult să comentăm împreună un exemplu pe care l-am numit ar putea să devină studiu de caz în școlile de asistență socială în România. Un exemplu trist, din păcate, dar care arată o radiografie exactă a acestor probleme înlănțuite. E vorba despre situația primei persoane din România condamnată pentru zădărnicirea combaterii bolilor, mă refer condamnare cu închisoare. E o persoană cu dizabilități care a trăit într-un centru de integrare prin terapie ocupațională, care la 18 ani a fost pur și simplu, după modelul pe care evident îl cunoașteți, pur și simplu a fost dat afară sau i s-a pus în vedere că trebuie să plece. Acea persoană nu avea locuință, omul a încercat, înțeleg, în repetate rânduri să discute cu acel spas pe care îl numeați puțin mai devreme, Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu, așadar nu avea un domiciliu stabil pentru din această cauză nu avea un loc de muncă, iată o problemă în nu mai vorbim de faptul că pe perioada în care era rezident al acelui centru de integrare prin terapie ocupațională nu a beneficiat de educație juridică și alte forme de educație care să-l facă conștient de drepturile și obligațiile pe care le are. Datorită faptului că nu avea acest domiciliu, nici măcar citările judecătoriei, instanței nu au ajuns la el, omul nu s-a prezentat în proces, ajunge să fie condamnat cu închisoare. Nu i s-a oferit nici avocat din oficiu pentru că se consideră că doar pentru infracțiuni mai mari de 5 ani de zile ai acest drept. O persoană vulnerabilă pentru care autoritățile n-au făcut nimic, ba dimpotrivă adaugă și mai multă vulnerabilitate și iată îl transformă în primul condamnat cu închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Pentru că omul, fiind în spital, prelevându-se un test pentru coronavirus, a plecat nemai așteptând rezultatul. Rezultat care s-a dovedit ulterior a fi negativ. Da, speța pe care o scoateți în evidență, iarăși, din păcate, este mai degrabă un caz care are multe alte cazuri similare în spate. Ideea aceasta de... Și ăsta e sentimentul pe care mi l-au descris persoanele cu dizabilități, organizații care au stat de vorbă la nivel european. De faptul că dispar de pe radarul societății, practic devii o cantitate neglijabilă. Moarte civilă, spun americanii. Exact, moarte civilă. Încetezi termenul, să mai trăiești din punct de vedere civil. Termenul este corect și practic partea legată de drepturi devine irelevantă. În același timp, când e vorba de obligații, statul foarte repede își dă seama că mai are câte ceva să-ți ceară. Eu aș vrea câteva lucruri să menționez plecând de la speța asta care este important. La nivel european există un principiu foarte important legat de serviciile sociale, se numește housing first. Deci chestiunea aceasta se referă la toate serviciile sociale, pentru toate categoriile vulnerabile, și anume ideea că ar trebui să poți să ai o reședință, un loc unde să stai, condiții decente de locuire. Și asta este piatra de temelie pentru orice serviciu social, fie că e vorba de găsirea unui loc de muncă, fie că e vorba de a avea un proces de upskilling, de educație, de calificări suplimentare, dar mai ales în cazul persoanelor cu dizabilități, ideea aceasta de a asigura un minim confort, o minim confort din care să poată să beneficieze de asistență rezidențială și comunitară. Deci asta e prima chestiune, accesul la locuire. A doua chestiune care mi se pare foarte importantă este, în general, relația statului cu persoanele cu dizabilități. Deci
trebuie să recunosc că și în 2016 am resimțit că statul consideră persoanele cu dizabilități mai degrabă o povară. Și în general, asta cred că din nefericire, nu vreau să generalizez, dar cred că încă în societatea românească există această idee cum că sunt de fapt o povară. Și mie mi se pare incredibil cum noi nu înțelegem că din cifra totală de vreo 850.000 de persoane cu dizabilități din România, mai bine de o treime dintre ele, deci mai bine de o treime dintre ele ar putea să muncească, în condițiile în care ocupate sunt în acest moment undeva sub 8%. Și asta înseamnă practic că statul român, societatea, ratează o contribuție semnificativă a persoanelor cu dizabilități în societate. Că discutăm aici de muncă în diverse domenii, de la domeniul cultural, absolut, unde găsești niște persoane remarcabile, până la muncă efectivă, așa cum pot aceste persoane să o desfășoare. Și aici un lucru vreau să mai scot în evidență, care e complet dat peste cap. Există în acest moment niște condiții pe care statul român le impune angajatorilor, cumva, ca să poată să angajeze persoane cu dizabilități. Acolo unde angajatorii nu pot să angajeze, trebuie să plătească o sumă destul de mare, care acum a ajuns să fie chiar considerabilă pentru sectorul comercial, și care suma respectivă, ea este băgată în găleata comună a bugetului și nu revine înapoi pentru a asigura resursele cu care tocmai să putem crea locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Și acest lucru este cumva complet anormal. Deci ai o politică publică care e menită să încurajeze accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la locuri de muncă, dar banii care sunt strânse ca taxă, ca penalitate pentru cei care nu respectă chestiunea aceasta, nu se întorc înapoi într-un fond care să fie dedicat. Și asta arată iarăși ruperea sau falile majore între diverse tipuri de politici. Vine o chestiune din sfera non-discriminării și accesibilității, care după aia, când e transpusă, dispare cumva în oala comună a Ministerului de Finanțe și după aia discutăm din nou de beneficiile acelea și faptul că niciodată nu avem suficienți bani ca să le plătim. Deci, cumva, aici mi se pare important, indiferent de doctrina politică, că ești de stânga, că ești de dreapta, dacă vrei să mergi pe ideea de stânga, că e vorba de drepturi și că statul trebuie să asigure drepturile, avem un narativ întreg. Dacă ești pe zona de dreapta și vrei să vezi prin prisma contribuției pe care aceste persoane le pot avea sau prin virtutea principiului de a viață independentă și de a putea într-adevăr să respecti identitatea persoanei, ceea ce e foarte important pentru zona de dreapta aspectului politic, în ambele cazuri ai un narativ foarte important care ține de accesibilitate și de implicarea persoanele cu dizabilități în societate. Și cu toate astea, deși ar trebui să existe până la urmă un narativ comun, transversal spectrului politic, încă facem mult prea puține. Deci de asta mă bucur tare mult că faceți astfel de eforturi în mass media pentru a scoate în evidență și a pune pe masa societății astfel de teme, pentru că cred că e o chestiune de moralitate și este o chestiune de, obligație politică pe care o avem, inclusiv legislativă, inclusiv derivând din principiile europene cu care am început, strategii și legislație la nivel european, care au împins lucrurile și în România, dar poate nu încă suficient. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi la Fără Prejudecăți și vă așteptăm cu noi luări de poziție, iată, spre astfel de inițiative care sperăm că vor face ca persoanele cu dizabilități, cum spuneam la începutul intervenției noastre, nu doar să fie prezente în societate, ci să facă parte din ea. Nu doar acces, ci și participare, asigurarea tuturor drepturilor prevăzute de convenția, a cărui moto atât de inspirat l-ați reiterat dumneavoastră, nimic despre noi fără noi. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor. Imediat, Andreea e pregătită să ne ofere informații din domeniul dizabilității. Fără Prejudecăți continuă la TVR și o salutăm pe Andreea. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit și eu! Știu că ai documentat, Andreea, și astăzi pentru noi subiecte interesante. Iată, am avut și o discuție cu Dragoș Pâslaru, membru al Parlamentului European, exact pe această implementare până la urmă în România politicilor europene care să facă, să ducă la o respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Sunt subiecte turbulente în anumite zone ale lumii, sunt inițiative bune, pe de altă parte, cu bune și cu rele, așa cum ne-ai obișnuit de fiecare dată Fără Prejudecăți. Te rog. Exact asta voiam să-ți spun, că vom
începe cu un subiect turbulent care se leagă oarecum de discuția voastră anterioară. Ne oprim pentru prima dată în Barcelona, unde un minor autist a fost atacat în stradă de un grup de 8 persoane. De ce au făcut-o? Mai bine să nu ne întrebăm chestia asta, că probabil din anumite nereguli psihice ale lor, probabil să se distreze, dar este un simptom, mi se pare mie, acest lucru. Este un simptom al faptului că și politica internațională a subliniat până și în 2020, când ar fi avut multe altele de lucru, faptul că există contexte în care pe alții putem să-i considerăm mai puțin oamenii decât noi și dacă există aceste contexte, categorii se găsesc tot timpul. Da, până la urmă, iată, discriminarea, marginalizarea, abuzul, agresiunea nu sunt doar probleme românești. Se regăsesc și în alte colțuri ale lumii, din păcate. Se regăsesc, nu știu dacă neapărat mai există probleme în acest sens care să fie strict românești. Adică odată cu globalizarea, atât lucrurile bune, atât lucrurile care țin de dezvoltare, cât și aceste probleme transcend deja granițele. ONG-urile accesează, înțeleg, fonduri Erasmus Plus. E o altă temă pe care ne-o aduci în discuție. ONG-urile au accesat și până acum, adică unele dintre ele, fonduri Erasmus Plus, ne referim aici, având în vedere discuția noastră, la ONG-urile care derulează proiecte privind persoanele cu dizabilități. Acum însă s-a schimbat ceva în procedura de accesare. Erasmus Plus intră într-o nouă etapă, care se va derula în perioada 2021-2027. Așadar, despre ce este vorba? Până acum, aceste ONG-uri care desfășurau activități ce țineau de programele Erasmus Plus, depuneau un dosar extrem de stufos înainte de fiecare proiect pe care doreau să-l deruleze. Dosarul venea completat, bineînțeles, cu alte hârțogării și după încheierea proiectului. Acum, ONG-urile trebuie să obțină un fel de acreditare pentru subdomeniul lor de activitate, fie pe educația adulților, fie pe tineret și așa mai departe. Odată acreditarea obținută, depunerea acestui prim dosar stufos, le va fi mult mai ușor să acceseze fonduri în continuare și cu mult mai puțină hârțogărie. Așadar, vor obține un fel de vot de încredere și vor putea funcționa într-un cadru mai relaxat, să spunem așa. Aș dori să atenționez ONG-urile care funcționează cu fonduri Erasmus Plus, că acreditările nu se obțin ușor și este o procedură îndelungată. Înainte să dorească să deruleze proiecte bazate pe aceste fonduri, să se gândească din timp, pentru că știu sigur că obținerea acreditării durează mai mult de 30 de zile. Birocrație, lucruri stufoase, ca de obicei, tocmai de aceea astfel de relaxare care să permită până la urmă acces mai repede la fonduri este extrem de importantă. E un comitet consultativ, nu? La Timiș, un alt subiect interesant despre care aș vrea neapărat să discutăm. Ceva ce m-a nedumerit pe mine un pic este vorba de Consiliul Județean din Timiș, care a înființat un comitet consultativ. Din el vor face parte reprezentanții ai unor instituții ale statului deja existente, adică Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului sau Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, până și Direcția de Sănătate Publică, ONG-uri reprezentative ale persoanelor cu dizabilități, mai puține. Am găsit doar două, Asociația Surzilor și o Asociație a Persoanelor cu Handicap Fizic din Lugoj. Avem, nu știu, ne explică cineva, Andreea, despre ce este vorba în acest comitet, care sunt atribuțiile, ce ar urma să facă, cum practic această, iată, nouă înființată organizație sau, cum să-i spunem, inițiativă ar putea să ducă la o serie de măsuri ce se reflectă până la urmă în creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități. Ceea ce ni se explică sunt doar lucruri generice, adică ce va avea de făcut acest comitet va fi să sesizeze problemele specifice comunității persoanelor cu dizabilități, să propună soluții și eventual să semnaleze autorităților încălcările de drepturi. Eu nu prea înțeleg care este rostul acestui nou organ consultativ, mai ales că este consultativ. Cred că în final va avea același rol ca și avocatul poporului, să se autosesizeze.
Mai sunt câteva minute din emisiunea de astăzi și neapărat am vrut să dedic aceste minute tehnologiilor de acces. Vorbeam și puțin mai devreme cu invitatul nostru, Dragoș Puslaru, despre, iată, maniera în care alte țări și în care politicile europene se gândesc nu la cheltuială, ci la investiție atunci când vorbesc de tehnologie asistive, pentru că nu e așa, pe termen lung, ele de fapt reduc costurile unei societăți în momentul în care tu pui în mâna, în fața, la îndemâna persoanei cu dizabilități toate acele instrumente care o duc în locuire independentă, în accesarea unui loc de muncă, în participare în societate. Și noi am mai discutat, am mai abordat acest aspect extrem de important. Discuția este cu atât mai actuală, cu cât tocmai s-a încheiat Consumer Electronics Show, care de obicei are loc la Las Vegas, dar acum a avut loc online, unde de regulă se prezintă și noile tendințe în ce privește tehnologia de acces. Ei bine, anul acesta avem motiv să fim un pic dezamăgiți. Cel puțin pentru nevăzători au fost prezentate din nou aplicații noi pentru navigare indoor și outdoor, dar nimic nou. Au fost, practic, este aceea. Aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Acele aplicațiile au denumiri noi, dar nu oferă nicio funcționalitate. Să nu cumva să înțeleagă cineva dintre telespectatorii noștri despre faptul că spunem că n-ar fi bune sau n-ar fi utile. Nu. Nu, asta nu înseamnă, bineînțeles că nu înseamnă și bineînțeles că le vom testa în momentul în care vor fi disponibile și publicului larg, dar doar despre factorul de noutate, care nu este spectaculos. Ei bine, dar lucruri interesante apar însă pentru surzi, unde producătorii, mai ales de televizoare, s-au gândit la câteva noutăți interesante, de exemplu, modelele care vor apărea în acest an, vor fi capabile, adică utilizatorul va fi capabil să mărească, să focalizeze, de exemplu, pe fereastra de interpretare mimico-gestuală și putând astfel să acceseze informația respectivă într-un mod mai satisfăcător decât nu-i așa în colțul ecranului. Iarăși se pare că aceste televizoare vor fi capabile să detecteze anumite semne făcute de surzi, în așa fel încât ei să poată porni și opri astfel televizorul. Din păcate, producătorul pretinzând anumite motive, impedimente tehnice, modificările nu vor fi disponibile pentru modelele deja existente în casele utilizatorilor. Și vreau neapărat să te mai întreb ceva, Andreea, în timpul rămas. Tragem nădejde cumva sau există niște semnale cum că, nu știu, prin Casa de Asigurări de Sănătate în țara noastră vor începe cumva să fie, poate nu decontate, dar subvenționate într-o oarecare măsură astfel de tehnologii asistive? Altfel vom fi iarăși în situația despre care am mai vorbit, în care ele există pe piață, ne bucurăm de tot ceea ce a însemnat performanța în acest domeniu, dar pur și simplu persoana care are atât de multă nevoie de astfel de instrumente le sesizează, le semnalează prezența pe piață, dar nu se poate apropia de ele. Ceea ce ar fi un mare păcat. Precedente există, deci s-ar putea face, atâta doar că precedentul din țara noastră, nu știu cât s-a întâmplat la inițiativa autorităților sau la un lobby insistent, ca urmare a unui lobby insistent din partea firmei producătoare. Eu nu cred că la noi, din păcate, se va întâmpla în curând. Ar fi avut timp să se întâmple și până acum nu s-a schimbat nimic care să fie un impuls suficient pentru a pune autoritățile în mișcare în acest sens. Îmi spuneai data trecută când am discutat despre tehnologie asistive, despre faptul că Ungaria, spre exemplu, și alte țări, deja evident, nici măcar nu mai e cazul să aducem în discuție țările care privesc dizabilitatea și persoanele cu dizabilități ca și cetățeni activi în societate, au foarte clar implementate astfel de soluții. Au implementate astfel de soluții, de exemplu, pentru cititoarele de ecran, țări precum Ungaria, Spania, Argentina cumpără licență națională și nici măcar nu mai este nevoie să demonstrezi că ești nevăzător ca să primești licența respectivă. Ajunge, dacă ceri, înseamnă că ai nevoie și de aceea ai cerut. Asta mi se pare mie procedură simplificată, nu să te duci la DGASPC cu un teanc de cereri, de avize medicale și de mai știu eu ce și să aștepți luni de zile pentru
tehnologia respectivă. Ne-ai prezentat ultima dată și asta chiar e ultima idee pe care o dezbatem astăzi, despre faptul că au apărut până la urmă și acolo, dacă e să fim riguroși, cu oarecare stufoșenie, să spunem, în documente, au apărut norme pentru decontarea carburantului pentru persoane cu dizabilități. Avem noutăți din acest domeniu? S-au mai schimbat lucruri? Sau știm, avem o procedură mai clară? Cunoști situații în care s-a și reușit acest lucru sau încă suntem în această etapă de demarare, să spun așa, acțiunii? Încă suntem în acel limb, chiar cu, nu cunosc pe nimeni care să fie apelat deja la această procedură. Nu știu, mi se pare că este tratată oricum inițiativa de către autoritățile județene ca un fel de ceva secundar. Nu am auzit, de exemplu, dacă procedura va fi urmată așa cum este afișată, va fi nevoie de angajați care să evalueze aplicațiile respective, solicitările oamenilor pentru decontare de carburant. Nu am auzit deocamdată ca DGSPC-urile să se plângă, de exemplu, nu au oameni suficienți pentru asta. Asta înseamnă că nu au fost confruntați cu situații concrete în care să le solicite, în care oamenii mai mulți să le solicite acest lucru. Pentru că dacă le-ar fi fost solicitați, cu siguranță că ar fi găsit oportunitatea de a se plânge. Da, în continuare, în situația în care se strâng dosare, înțeleg, spuneam, dosare relativ stufoase, însă e o măsură bună care sperăm că odată pornită să fie cu adevărat implementată. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-a dus și astăzi subiect interesantă și pentru că ai documentat toate aceste teme pentru noi. Evident, ne revedem cu tine săptămâna viitoare. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit fără prejudecăți. La final, rămâneți alături de programele televiziunii române. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o zi excelentă. La revedere! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.